Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine v-am găsit la ora expertizei. Primarul de Orhei, Lanșor, bănuit de corupție în dosarul jafului de miliarde din sistemul bancar, a fost reținut în cursul zilei de ieri pentru 72 de ore într-un dosar de escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani. Deocamdată se cunoaște că dosarul în care este reținut Șor nu are legătură cu cel în care este implicat Vladimir Filat, iar temeiul reținerii sunt noi dovezi de peste hotare. În ce măsură acțiunile CNA-ului sunt credibile în cazul lui Șor și care este probabilitatea să asistăm la o repetare a show-ului de anul trecut? Discutăm cu invitații mei de astăzi. Domnul Valentin Dolgăniuc, fost vicepremier, membru al Platformei de Demnitate și Adevăr, și domnul Pavel Mitrigan, jurist. Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua! Întâi de toate aș vrea să vă întreb dacă acțiunile de ieri ale CNA-ului vi s-au părut cumva trase la indigo cu cele de anul trecut, dacă asistăm la o mimare a justiției și în cazul reținerei de ieri, ori de această dată, eventual, dovezile de peste hotare sunt într-adevăr să, în măsură să facă mai multă lumină în dosarul miliardului furat. Dacă îmi permiteți, eu vreau să vă spun din start că noi, cei care suntem invitați la emisiunea dumneavoastră, ne regăsim într-o situație foarte și foarte dificilă, fiindcă noi suntem impuși de situație să facem analize, pornind de la niște acțiuni ale instituțiilor de stat corecte, responsabile, așa cum ar trebui să fie într-o democrație. Ori, în Republica Moldova, aceste elemente lipsesc cu desăvârșire. Instituțiile statului sunt acaparate. În aceste condiții, noi trebuie să ghicim ce a avut de gând, ce au pus la cale, ce schemă ordinară, ce scenariu ordinar au pus la cale pentru a ne aburi, pentru a mima o luptă cu această corupție din Republica Moldova, pentru a pune pe tapet niște lucruri care ar putea, deci, să-i buimăcească pe cetățenii Republicii Moldova, care în ultimă instanță ar putea să spună: domnule, fantastic, uitați-vă că a fost arestat și diferit justiții, cela, cela, cela. Eu cred că nu se va întâmpla nimic cu acest dosar al lui Ilan Șor atât timp cât Plahotniuc mai are nevoie de el. Pentru că Ilan Șor nu este nimic altceva decât un pion pe tabla de șac al lui Plahotniuc, care va fi jertfit mai devreme sau mai târziu. Plahotniuc are doar două personaje, deci doar două persoane în care are încredere din anturajul lui, și nu vreau să-l numesc acum în această emisiune. Restul, toți ceilalți, eu nu vreau să fac acest lucru, restul, toți ceilalți vor fi jertfiți mai devreme sau mai târziu pe tabla de șac. Și acest lucru s-a întâmplat pe dimensiunea politică cu Marian Lupu, dacă e să vorbim, acest lucru s-a întâmplat pe altă dimensiune cu Vladimir Filat și se va întâmpla și cu alții în continuare, atunci când nu va mai avea nevoie de ei, de aceste piese pentru a juca în favoarea sa, exclusiv în favoarea sa. Așa că scenariul de ieri, în ceea ce privește arestarea lui Ilan Șor, Ilan Șor în primul rând trebuia să fie arestat de foarte mult timp, atunci când a fost raportul Kroll, care spune foarte clar și foarte exact cine este cel care a gestionat, a administrat și cel care a permis furtul acestui miliard. Dacă ar fi fost arestat, ar fi fost încarcerat, ar fi fost adus în fața instanței judecate, dacă anchetatorii și-ar făcut munca sincer, cinstit, onest, corect și ar fi fost responsabil în fața cetățenilor Republicii Moldova, astăzi Ilan Șor ar fi scris cu propria lui mână tot scenariul care a fost organizat și ne-a stat în spatele acestui scenariu, cine i-a dictat transferurile într-o parte sau în alta. Dar vedem că acest lucru nu s-a întâmplat. Ilan Șor nu a fost deferit justiției. Ilan Șor, ca figurantul principal în ceea ce privește furtul miliardului, ca figurant, eu spun figurantul principal, pentru că de fapt scenariul a fost pregătit de către altcineva, el nu a spus nimic. Ori acest dosar care este cusut lui Vladimir Filat, departe gândul de a-l apăra pe Vladimir Filat, el trebuie să fie diferit justiție și trebuie să răspundă, deci pentru sunt două dosare diferite, dar uitați-vă ce se întâmplă, declarația care a fost făcută ieri de către CNA, că de fapt acest dosar nu are nimic, deci, cu furtul miliardului. Este un dosar de spălare de bani și este un dosar, deci, de evaziune fiscală. Când a zis evaziune fiscală, mi-am amintit de Al Capone, că de fapt Al Capone a fost luat și arestat în rezultatul unei evaziuni fiscale.
Nu știu dacă această conotație ar vrea să i-o acorde, deci lui Elan Șor. Dar Elan Șor, în acest, ceea ce, la momentul actual, ceea ce se face, nu este nimic altceva decât o abureală a cetățenilor, a societății în ansamblu. Eu aș examina și contextul de astăzi. Noi suntem în stare de plutire, fiindcă nu avem bani. Noi bugetul încă e în aer. Iată că se duc delegațiile noastre, ba la București, ba la Bruxelles, dați-ne bani. Și zic că, da, voi băieți, dar voi ce nu căutați banii voștri? Iată, noi cu România de vreo an și jumătate ne rugăm cu mâna întinsă la 150 de milioane. Prima tranșă, chipurile, iată, 60 de milioane. Închipuiți-o, o an și jumătate noi ne rugăm pentru 60 de milioane. Dar miliardul încă pe panou în tot cazul, nu, n-am văzut încă panou, dar o zic la figurat, dar bun, merge și de faptul că va fi un panou. Iată că ne spun că chipurile ceva care va e sume, inclusiv din vinderea unor bunuri, imobile, chipurile ceva se întoarce. Iată că eu consider că demnitarii europeni apasă, fac presiuni ca guvernarea totuși să-și revadă poziția referitor la căutarea miliardului. Și aici este nu numai aspectul financiar, dar este și credibilitatea cetățenilor față de putere. În țările cu o democrație cât de cât, guvernările trebuie să aibă încredere în cetățeni. Iată că la noi prăpastia aceasta merge din ce în ce mai mare, încrederea cetățenilor față de guvernare. Al doilea moment este totuși că noi vom avea alegeri prezidențiale în toamnă. Și actorii trebuie să vină cu ceva față de alegători, față de cetățeni. Evident, e un populism pre-electoral sau electoral? Noi, dacă vrem să analizăm, trebuie să analizăm obiectiv toate circunstanțele, nu numai una sau alta. Când se face o mișcare, se discută și este normal să se discute din toate aspectele, cele negative și pozitive. Când și vor veni favoriții... Absolut tot regizat, inclusiv și reținerea pentru 72 de ore a lui Ilan Șor. El este conștient că vor va sta acolo câteva zile și eu, atunci când vorbește avocatul său... Eu nu știu, domnul Mișel, câteva zile sau poate să jertfească o lună, două, până să-l termina alegerile președințiale. Și așa poate să fie, fiindcă condițiile de la Cenaș, de la penitenciarul 13, este între cer și pământ o diferență. Deci acolo la cena cât de cât poți să stai și o lună și două până se un pic se liniștește marea, cum se zice. Dar este evident că se ia în calcul că la alegeri când vor veni în fața cetățenilor aceste întrebări o să apară. Domnilor, de la guvernare voi, cu majoritatea, ce cu miliardul? Și aici se blochează oricare, lasă vorbească măcar vers și uscatea. Răspunsul ar să fie foarte greu. Dacă sunt întreprinse careva acțiuni, păi cât de cât, iată am primit de peste hotare niște informații, niște nu știu ce, iată, în sfârșit, între timp va fi și sentința pe cauza Filat, deci unul este condamnat, altul este prins, mai sunt acolo Gașchevici, nu știu care, oameni buni, noi facem, ne pornim. Dacă vă aduceți aminte, anul trecut, când a fost reținut pentru prima dată sau a doua oară el Ușor, spunea că în cazul în care va fi dus la penitenciar sau se va întâmpla ceva, va spune foarte face mult declarații, ce va zgudui din va arunca clasa politică în aer. Clasa politică. Și acum mă întreb, când o va face, dacă iarăși e la CNA? Noi am auzit această afirmație de la două persoane. Și de ce până acum, de altfel, nu i-a denunțat și pe ceilalți, dacă e vorba despre un... Elan Șor este două persoane care face această declarație. Prima a fost Vladimir Filat. Eu mi-aș dori foarte mult ca Vladimir Filat să facă declarațiile la care... N-are cui. Poftim? Până ce n-are cui. Până ce degeaba o să o facă. Bine, nu are cui, are sau nu are, eu cred că societatea își dorește să audă niște lucruri din interior.
De ce nu face aceste declarații? Ori este frică, este un fricos, ori are dușmanul lui de moarte asemenea probe și asemenea materiale care pur și simplu l-ar distruge, așa cum de fapt se va întâmpla până la urmă. Pentru că noi, societatea, noi, cetățenii Republicii Moldova, ne dorim ca din acest conflict sau din această confruntare pe viață și pe moarte să cunoaștem adevărul, ce s-a întâmplat de fapt, cum s-a întâmplat. Ori vedem că nu face declarații niciunul nici altul. Ilanșor nu este mai curat decât Vladimir Filat. Pentru că Vladimir Filat a fost posibil să fie deferit justiție, încarcerat și arestat și ridicată imunitatea, doar în condițiile că au fost, într-adevăr, fapte care cad sub incidența codului penal. Și aceste fapte, aceste probe au fost aduse în instanță de judecată. Da, ele nu sunt, nu au o extensiune atât de largă precum este prezentat, că tot miliardul este l-a furat Vladimir Filat. De fapt, dosarul lui Filat... Nu-i cu miliardul. Nu-i cu miliardul, deci am spus de atâtea ori. Dar vedeți ceea ce a spus și dumneavoastră, că în campania electorală se va spune că, de fapt, se va... se vor deplasa accentele și vor spune că, da, și vor spune că e legătură cu miliardul. Dar de fapt nu este cu miliardul. Bun, noi să citim sentința până la urmă, că juriștii noi... Nu știu cât timp. Dumneavoastră știți că acum deci a fost o modificare prin care sentința poate fi deci pe 2-3 luni de zile, deci adică hotărârea instanței judecată poate fi, nu știu când vom citi. Am putea să o citim deci după alegerile prezidențiale. Bun, dacă îmi permiteți. Totuși, Ilan Șor a declarat că unele sume de bani ca mită pentru domnul Filat au fost luate din bancă totuși. Da. Adică Banca Națională a salvat băncile fiindcă acolo era un vid. S-au luat banii din bănci și ca să salveze chipurile băncile, în loc să falimenteze, ca oricare agent economic, n-ai bani, falimentezi, nu? Au mai falimentat alte bănci în toată lumea, în Statele Unite, 50 de bănci. Da, așa, dar aici apare o întrebare. Și iată, vine... Cum Ilan Șor a luat acești bani din bancă? Pentru că, de ce dumneavoastră nu puteți să vă duceți? Din bancă spune, dăm 200 de milioane sau dăm 100 de milioane. Păi de să ce? Să și să vă dea. În baza unor documente trebuie să vă dea, nu? Da. Sau un împrumut bancar. Este împrumut. Sau împrumut ce? Pe numele lui Ilan Șor? Nu. Eu nu l-am văzut, de exemplu, acest împrumut bancar. Doamne. Iată, în aceste condiții, este un furt. Și Ilan Șor deja trebuia să fie deferit justiției, pentru că aceasta, ceea ce a făcut Ilan Șor, de fapt, nu este, nu cade sub incidența unui denunț. Departe este de denunț. Asta fie pe un episod și nu mai mult. Da, nu este un denunț. Denunț este, dacă eu, de exemplu, insist ca domnul Midrigan, îmi dați 200 de milioane, eu fac presiune asupra primului ministru și aveți o favoare pentru ceva și vreau să vă duceți la CNA în acel moment și spuneți... Măcar a doua zi. Sau măcar a doua peste zi. Peste 3 ani. Peste 3 ani. Denunțul, de fapt, acesta este a venit și a spune lucrurilor pe nume, imediat trebuia să fie pus cătușele pe mâinile lui Ilan Șor. Pentru că nu este un denunț. El nu cade sub incidența denunțului. Și iată, în aceste condiții, Ilan Șor trebuia să stea cu Filat. Poate că împreună ar fi spus niște lucruri. Eu... Ori aceasta, o singură frază, doar aceasta, deci în niciun caz nu este o colaborare cu instanțele de judecată, cu procuratura, așa cum au spus ieri avocații lui Ilan Șor. Că de fapt nu trebuia să fie arestat, că el a colaborat deci cu instanțele de judecată. Bun, deci noi vorbeam că, iată, au promis și domnul Filat și domnul Șor că vor face niște dezvăluiri care vor cutremura, nu știu ce, n-au să fie. N-au să fie din simplu moment sau din simplă situație că, în principiu, pe aceste două episoade, domnul Filat, mâine pe mâine, va primi o sentință. O sentință. Odată ce mai face dezvăluiri, se va mai alege cu alte episoade, cu alte dosare penale. Și dacă primești acest termen, admitem, 10 ani, admitem, păi mai apar încă 2-3 dosare și mai primești încă câte 10. S-a terminat viața. Și s-a terminat viața. Iată care este problema, fiindcă într-adevăr... Dar de ce să nu fac dezvăluiri? Până la urmă, avocații mai au dreptul să meargă și la CEDO. Eu sunt avocat de 20 de ani. Dosar politică, dar eu sunt avocat în Moldova. Eu vreau ca să aveți timp liber ce înseamnă un avocat.
în Republica Moldova. Poți să vorbești ori în șir, ori în șir. Într-o mare parte nimeni nu te ascultă. Cu probe, cu... Da, nimeni aproape nu te ascultă, aproape este totul hotărât deja. Depinde de dosar, nu în fiecare, dar pe chestii de astea deja. Deciziile pe aceste dosare se adoptă în alte circunstanțe decât în această luptă contradictorie în instanța de judecată, când vine procurorul cu probele, avocatul, și instanța este imparțială și obiectivă și numai ascultă și apreciază, pune pe cântar, da? Ați văzut cum e cântarul. Iată că la noi nu se întâmplă, deci când zicem, da, iată, sunt avocați, au să spună, da, poate că au să spună multe chestii, iată și cu procesul acesta cu ușile închise. Da. S-a discutat și avocații, demersuri, deci evident că cu ce nu s-a terminat acest proces, o să fie adresare la CEDO și o să fie constatată o încălcare articolului 6 la un proces echitabil și dreptul la apărare, fiindcă de ce este un proces public? Fiindcă cel care se apără, el vorbește nu numai pentru instanța de judecată și vrea să demonstreze la tot, la toți cei prezenți poziția sa. Și iată că este un proces public, este și dreptul la apărare, anume reieșind că toată lumea să audă poziția sa. Și atunci, dacă CEDO constată o încălcare în acest proces, în primul rând, trebuie să vedem cu judecătorii ăștia că este foarte clar care judecătorii au refuzat examinarea cauzei în mod public, da? Asta este încheierea, decizia judecătorului. Deci primul trebuie să fie tras la răspundere acest judecător și procurorul, evident. Fiindcă procurorul are obligațiunea nu numai să învinuiască, să aducă probe, dar și să respecte dreptul cetățeanului, chiar și dacă este învinuit. El trebuie să vegheze și respectarea drepturilor fiecărui cetățean. Să-i asigure acest drept. Și acum, după hotărârea CEDO, ce se va întâmpla? Se va reveni iarăși la cauză, după procedură, dacă se constată o încălcare. Ne mai vorbim de acele prejudicii care le va plăti Republica Moldova. Eu anticipez un pic, dar evident că dacă aș fi eu avocatul domnului Filat, evident că m-aș pregăti deja pentru CEDO. Și anume, măcar pe aceste două, procesul echitabil și dreptul la apărare. Prin urmare, aceste persoane cred că nu vor face mari dezvăluiri, fiindcă, în primul rând, nu este în favoarea lor și aceste dezvăluiri astăzi n-au să ușureze cu mult situația lor de astăzi. Dar, dacă, cum zicem noi câteodată, ar merge va-banc, aha, voi pe mine, păi hai împreună. Dacă am furat împreună, hai împreună, nu? Și aceasta este drama domnului Filat, că el, poate că până și astăzi, nu-și închipui cum el, fiind motorul integrării europene, în această coaliție, țineți minte, în 2010 se făceau meeting-uri, îmi pare că ai fost și tu la meeting. Nu cumva democrații să se ducă cu comuniștii. Trebuie aici pentru... Iată au venit democrații. Iată că s-a făcut Alianța 1. Care democrație? Și iată la ce a dus. Care democrație? Dar, încă o dată repet, Alianța 1, Alianța 2, Partidul Liberal Democrat, cu numărul lor de mandate, era locomotiva. Cu îmbrățășări cu Biden, cu doamna Merkel și Filat era... Lui parcă nici nu-i vinea. Cred că în Moldova se întâmplă așa ceva. Lui pare că este un somn care mâine pe mâine se va termina și el va reveni. Dar aici, este o realitate aici, dură. Dacă, aici, dacă e să, doar să punctez câteva lucruri, deci pur, să zic așa, făcând abstracții de la... un dosar atunci când fiecare inculpat sau fiecare persoană care a săvârșit o anumită crimă încearcă să se apere. Asta este firesc și așa mai departe. Ori, dosarul Filat, dosarul Șor, dosarul acesta miliardului, este un dosar deosebit. Primul lucru care trebuie să-l facă Filat, trebuie să-și toarnă cenușii pe cap și să spună că este vinovat de ceea ce s-a întâmplat și să nu pledeze nevinovat. Pentru că Vladimir Filat își are partea lui de vină. Evident. Fundamental, substanțial, deci, zicem, 50 la 50. El pe de o parte, Plahotniuc pe de altă parte.
Și ceea ce ați spus, într-adevăr, să meargă de mânuță împreună în penitenciar. Ori el, vedem că nu face acest lucru. El continuă să pledeze nevinovat. Din aceste motive, societatea, uitați-vă, cine din societate încearcă să se revolte că Vladimir Filat nu beneficiază de un proces echitabil public. Eu personal, de exemplu, mă mustru conștiința că nu facem acest lucru. Adică, indiferent cine este, dar pe de altă parte trebuie să fie și un pas din partea lui Filat. Să spună lucrurilor pe nume. Să vină în fața instanței de judecată și să spună, da, eu sunt vinovat de aici până aici. Iar de aici până aici, acele declarații incendiare care vor arunca în aer clasa politică, să spună cine este de vină. Că este de vină Plahotniuc, că este de vină Leancă, că este de vină Lupu, că este de vină Candu, că este sunt de vină alții, Lazar și așa mai departe, că este de vină Bodiu sau este de vină Drăguțan. Toți trebuie aici, să fie... Domnule, trebuie să vă întreb, pentru că mâine, din câte am înțeles, va fi ultimul cuvânt al lui Vladimir Filat în tot acest proces în care el este învinuit. Și cum vreți credeți? Vreți? Nu. Ce cred eu și ce va spune el? Cum credeți? Va fi un proces, va fi cu ușa închise? Sau eventual vom și vedea... Deci norma legală spune că pronunțarea... Deci, până acolo, norma legală spune că pronunțarea... Hotărâri, pronunțarea sentinței este publică aici, nu mai pot să se... Cu excepție. Nu e vorba de pronunțarea sentinței, da. Ultimul cuvânt. Deci, da. Eu cred că va fi cu ușile închise, pe de o parte, și pe de altă parte, Vladimir Filat nu are acea tărie de caracter, Vladimir Filat nu este un luptător, în viziunea mea, Vladimir Filat nu este un bandit sadea, să zicem, cu acte în regulă, el este un coțcar, care s-a pus în poară cu un cu unul din tagma celor care au acte de regulă pe această dimensiune, cu Vladimir Plahotniuc. Și el era firesc din start ca să piardă bătălia. Precum a pus coada între vine în 2013, dar de ce s-a întâmplat acel lucru? De ce a pierdut bătălia din 2013, că a fost declarația lui Filat, că îi regretă că în 2013 nu a mers la legea anticipată, deci nu... El nici nu putea să meargă, pentru că nu el hotăraș, nu el decidea regulile jocului, nu decidea el. El își făcea iluzii. Vladimir Filat, deci, a pus coada între vine atunci... Cu atât mai mult va pune coada între vine acum. Haideți să ne amintim atunci când seara a ieșit în spațiul public și a cerut scuze de la Vladimir Plahotniuc, afirmând că Plahotniuc nu este un tâlhar, că Plahotniuc nu este deci un rai de risc, Plahotniuc deci nu este cel care nu face parte din gruparea crimei organizate. El, Vladimir Filat, a făcut acest lucru. Ca a doua zi, Curtea Constituțională, la indicația lui Plahotniuc să-l trăsnească, depășind cadrul constituțional, intrând pe cadrul penal, pe partea penalului, afirmând Curtea Constituțională că nu poate să candideze la funcția de prim-ministru pentru că a fost demis din cauza corupției sau din acte de corupție. Aici, în Republica Moldova, totul este cu susul în jos. Aici, în Republica Moldova, avem instituțiile statului capturate. Aici noi suntem martori. Nu știu, adică așa a vrut timpurile să ne prindă martori a unei bătălii interne, intestinale, între clanurile mafiote, între clanurile de bandiți, de tâlhari din Republica Moldova. Da, societatea ar trebui să reacționeze și să-i diferească justiției pe toți. Ar trebui. Ar trebui. Dar aici o întrebare. Dacă această justiție este imparțială și acest șor a scris, este scris negru pe alb, despre întâlnirea care a avut loc la hotelul Codru, unde i-a chemat și i-a întâlnit Plahotniuc, pe Filat, pe Șor, pe Leancă. De ce Vladimir Plahotniuc în acest dosar, iată, domnul Midrigan, ca avocat, el trebuia să fie invitat ca parte și să întreb, ce cu acest episod, ce cu acest... De ce nu a fost invitat? Eu vreau să mai abordez un aspect pe care cred că domnul Filat îl gândește. Indiferent de termenul care a privării de libertate am în vedere, l-a primit, viața continuă. Și în sistemul nostru penitenciar diferă unele persoane cum își ispășesc pedeapsa. Sunt unele condiții. Se gândește la viitor.
fiindcă sistemul penitenciar este în mâinile guvernării. Este în mâinile guvernării, deci mai sunt și alte chestiuni de eliberare condiționată și așa mai departe, nu mai zic de grațiere. 25 de ani independenței Republicii Moldova. Dar, domnule Mitrica, noi am avut pentru cazuri de tâlhărie și omor cu implicare într-un dosar cu omor, suspendare, achitare. Nu fi cazul. A fost voința justiția. A fost voința politică, cred că. Deci, nu voința, indicația politică. Deci, bun, indicația e după voință. Deci, nu este exclus că, într-adevăr, această tăcere este legată și cu pașii următori. Fiindcă a ispăși o pedeapsă, admitem, 15 ani de la sunet până la sunet este o chestie, și a ispăși jumătate sau două trimi dintr-o pedeapsă și a fi eliberat, condiționat și așa mai departe este o altă chestie, fiindcă viața trece. Viața trece și să-și petreacă cineva atâția ani după gratii, cred că nu este ușor. Cred că nu este ușor. Domnul Filat înțelege că până la alegerile parlamentare viitoare, în Republica Moldova nu se va schimba nimic. Domnul Dovlăniuc, domnule Mitrican, spunea despre acea întâlnire de la hotelul Codru, care a fost inițiată de Vladimir Plahotniuc. În opinia dumneavoastră, într-adevăr, n-ar trebui și Plahotniuc să fie chemat să facă declarații? Ce a fost cu acea vizită, acea întâlnire de la hotelul Codru cu Ușor, cu Filat? Domnul Mișu, în Moldova, cu acele indicații pe care le-a făcut? În Moldova de mult se hotărăsc chestiile de stat prin băi, la cluburi de noapte, pe la vilele private. Aceea că niște oameni care au posibilitatea să ia decizii în Moldova sau adunat într-un hotel, puteau în oricare hotel să se întâlnească. Problema este în altul. Era... Nu este unic. De asta și zic. Nu, a fost și luna trecută mai multe mașini ale lui Ilan Șor la hotelul Nobil, să nu ne mirăm de aceste întâlniri. Ele au fost întotdeauna și cu toți conducătorii. Și până în 2009... se adunau undeva și discutau cum de pus țara la cale. Esența este că noi... ele demonstrează un parteneriat, cel puțin dacă e să vedem câte mașini... Domnul Mișu, dacă vreți parteneriat, duceți-o la o nuntă undeva? La o nuntă. Și o să vedeți din toate partidele, prieteni foarte buni, o să vedeți ce parteneriat este în Moldova. Este așa un mic spectacol, că nu știu care, dar uitați-vă când... este vorba de niște interese, de proprietăți și așa mai departe, se găsește limbă comună între toți deputații, și în municipiul Chișinău, uitați-vă că se coalizează, trebuie de votat, asta mie, ție. Noi nu trebuie să ne mirăm să deschidem America, noi trebuie să vedem din situația concretă ce ar putea să intervină. Dar aceste constatări care noi le facem în fiecare zi, că da, cum într-o țară democrată, se poate. La noi, noi suntem o țară de feodal de cumătrie, cum a zis un expert englez, nu mi-a aparține mie. Deci trebuie să vedem cum în feodalism se hotărau. Erau câțiva feodali care se adunau și hotărau soarta țării. Iată este și acum această metodă, prin urmare că se întâlnesc din diferite fracțiuni, diferite persoane care mai sunt în politică activă și care nu mai sunt, dar au posibilități financiare importante în diferite domenii, se întâlnesc și discută. Și discută ce să facem cu majoritatea asta flămândă și înrăită, că ea e vreo 80%, și vin alegerile parlamentare. Pericolul care este? Fiindcă, uitați-vă, cam din toate partidele sunt oameni înstăriți. Nu vreau să-i numesc din care partid, de stânga sau de... ei cam sunt de un nivel. Toți au case, mașini, copii peste hotare. Pentru dinși este periculă să nu vină această mulțime flămândă, proletariatul, să nu vină cumva la putere. Iată, asta e pericolul pentru toate partidele.
Fără excepție din Moldova, cu unele poate mici excepții, cei mai noi. Pentru cei care sunt la guvernare, este un pericol iminent. Iminent pentru ăștia care vin în stradă și își exprimă și gastrobaiterii noștri care zic, băi băieți, noi cât am să vă ținem acolo, fiindcă datorită lor, dacă nu era să prăbușea țara. Și iată că ei se întâlnesc din când în când, mai schimbă, chiar și unii care publică sunt împotriva guvernării, se mai discută între ei și frica este de această mare majoritate flămândă. Asta e pericolul astăzi. Dar până la urmă nu ați răspuns la întrebare sau cel puțin nu am primit un răspuns foarte clar. Noi am avut chiar și în acest autodenunța lui Șor, acolo există, figurează și alte nume, și acest Vladimir Plahotniuc, și hotelul Codru. V-am adus aminte și de faptul că mașinile lui Șor au fost văzute la hotelul Nobil, un alt caz, un alt episod, care demonstrează până la urmă parteneriatul dintre Șor și Plahotniuc. La aeroport, o să vedeți acolo doar publicitate la Casa Media. Iarăși, un alt caz în care Valentin poate a menționat, fi văzut parteneriatul dintre cei doi. Și atunci, cum să înțelegem mai clar această reținere de 72 de ore a lui Șor la CNR? Domnul Șor astăzi este o piesă încă importantă în această schemă. Fiindcă dacă se începe să distruge schema, ea dă niște fisuri. Acum, în ajun de alegerile prezidențiale și până la alegerile parlamentare, trebuie cât de cât de liniștit Occidentul ca să vină niște bani împrumuturi, indiferent cu ce procent, cu ce dobândă, măcar cu 100%, au să le întoarcă ăștia generațiile viitoare. Pentru dânsi este important astăzi să salveze situația, că ăștia vor fi înrobiți pe ani de zile, cum ne-a înrobit guvernul printr-o rambursarea miliardelor, nu interesează. Prin urmare, se discută, se văd pașii următori și se iau acele măsuri care să nu provoace tulburări sau careva descoperiri importante. Așa ceva cosmetic și nu mai mult să liniștească opinia europeană și un pic spiritele pentru alegerile prezidențiale. Asta e tot și nu mai mult. Dar vreau să domnule Rubeni, cum credeți despre parteneriatele dintre cei doi, Plahotniuc și Șor, și la aeroport, și acele vizite? Eu, în contextul ceea ce spune domnul Mitrican, într-adevăr, mi-amintesc și eu și în alte timpuri, deci cum se întâlneau, dar cel puțin până prin 90 se întâlneau instituții în casă de stat. Adică factorii decizii și discutau. Le-a devenit prea strâmt. Până în 2000, deci... Nu erau... Da, de acord. Până în 2000, cel puțin, se întâlneau factorii decizii în cadrul, deci, reședințele instituțiilor de stat. Bun. Se ascultă acum, iată ce e. Aha, bine, am înțeles. Ce statut avea Vladimir Plahotniuc atunci când i-a întrunit? Ce statut avea la Codru pe ăștia? Deputat, îmi pare că. Cine era? Ce statut avea? Domnul Leancă era premier-ministru. Asta e. Ce statut? Cu ce drept? I-a întrunit. Cu ce drept? De ce au venit ăștia acolo? Liderul partidului, De ce au venit? Nu, el nu era liderul partidului. Deci, formal, pe hârtie, deci este altcineva. Este Marian Lupu. E domnul Filat, zic. Domnul Filat, da, domnul. Dar i-a întrunit Plahotniuc pe toți. Ce statut avea Plahotniuc? Paham? Pentru că mai devreme sau mai târziu înțelegem că, de fapt, această guvernare era condusă de acest pahan. Și îi punea la respect pe toți ceilalți care nu subordonau și nu îndeplineau ordinele pahanului. Acum, haideți să citim printre rânduri. Foarte interesantă această declarație a avocaților lui Ilan Șor. Nu trebuie arestat Ilan Șor bazându-ne doar pe emoțiile cetățenilor. Ați văzut această declarație? Și a jurnaliștilor voi. Da, și a jurnaliștilor. Eu cred că în prealabil a fost o discuție de justiție mediatică, dacă vă amintiți. Da, dar emoțiile cetățenilor și justiție mediatică, da? Eu cred că a fost o înțelegere în prealabil, s-a spus: băi, trebuie să te arestăm totuși. Pentru că, uite ce se întâmplă, societatea fierbe și permanent întreabă de ce Ilan Șor este la libertate. De ce cel care a furat miliarde, figurantul principal, nu figura principală, spun, dar figurantul principal, este la libertate. Și avocația lui Ilan Șor i-a luat gura pe dinainte și a făcut toată această declarație. Că nu trebuie să ne bazăm pe emoțiile electoratului sau cetățenilor, că de fapt astea sunt emoțiile oamenilor
vociferează în ultimă instanță și spun, Ilanșor trebuie să fie arestat, diferit justiției, de ce nu se inițiază? Pentru că până la momentul actual noi nu avem, noi tot vorbim despre miliard, 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 am ajuns în situația când miliardul deja este pus pe umerii cetățenilor Republicii Moldova, pentru că garanția dată de că oferită de către guvern, băncii naționale, nu este nimic altceva decât bani care vor fi scoși din buget următorii 25 de ani. Ori acești bani nu sunt din buget, acești bani cetățenilor, suntem înrobiți pentru următorii 25 de ani. Și iată, Ilanșor va fi arestat, poate 72 de ore, dar eu nu cred, cred că mai mult, 30 de zile, nu știu, n-am fost, nu știu cum este la CNA, dar dacă spuneți, vă cred că este mult mai bine. În comparație cu penitenciarul, da. Numărul 13, este mult mai bine, Ilanșor va fi acolo, și se va spune, tu trebuie să stai aici atât sau atât sau atât. Nu se știe dacă nu se va întâmpla vreo situație când va fi eliberat de la CNA, sub supraveghere judiciară, sau poate fi deci sub o altă formă, neadmiterea, neieșire, deci arest la domiciliu, de exemplu. Și se dispare Ilanșor. Noi am avut doar atâtea situații. Noi putem să le numărăm pe ei. 1. Baghirov, deci care. 2. Papuc. 3. Cine a mai fost? Ăsta... Vicol. Vicol. 4. Toți ăștia care au fost sau perindat, toți în arestul domiciliu și când colo nu sunt. Cum au plecat ei fiind în arestul domiciliu din Republica Moldova? Prin ce terminale? Sau cu avionul? Sau cu mașinile? Pe unde au ieșit? Republica Moldova nu este un teritoriu atât de mare. Nu este Rusia sau Statele Unite ale Americii. Nu este Europa unde nu există frontiere. Republica Moldova este mult prea mică. Aici, de fapt, nimeni nu poate pleca fără ca să se știe, fără ca să se cunoască de acest lucru. Așa că acest arest al lui Ilanșor nu este nimic altceva decât o abureală a cetățenilor, decât temă de discuții, deci pentru noi în aceste emisiuni, este un scenariu pus la punct de către scenaristul principal, regizorul deci, vieții din Republica Moldova. Legătura dintre această reținere și Fondul Monetar Internațional sau misiunea fondului, care ar urma să vină pe 5 iulie, dacă nu greșesc. Bine, ei vor veni deci, pe 5 iulie, există misiunea Fondului Monetar Internațional, dar nu vine ca să semneze ceva. Au venit, au fost la, s-au dar documentat. De fiecare dată, ultima de dezvoltare ne spuneau cum este posibil ca cineva să fie în dosarul miliardului doar o singură persoană reținută. L-avem pe Vladimir Filat, dar Șor, care este atât de des menționat și în raportul Kroll și în alte părți, în legătură cu jaful de la cele trei bănci, nu este la libertate, nu este nici reținut. Eu, nici jaful de la cele trei bănci. Și atunci mă întreb, această reținere are o legătură cu condiționalitățile Fondului Monetar Internațional să arate cel puțin la suprafață? În primul rând, trebuie să-i dezamăgesc pe acești guvernanți dacă ei cred că îi pot minți în continuare pe partenerii de dezvoltare a Republicii Moldova. Ei și pe parcursul acestor ani, din 2009-2010 încoace, nu i-au mințit. Ei, lor le-a reușit acest lucru doar din simplul motiv că aceștia au vrut să fie mințiți. Nu de aceea că ei au reușit, au fost atât de abili și au reușit să-i mintă pe americani sau pe europeni. Nu. Ăștia au acceptat ca să fie mințiți. Acum lucrurile au mers mult prea departe. Mult prea departe. Vedem ceea ce a spus este 60 de milioane de un an de zile stau cu mâna întins. Nu le vor primi aceste 60 de milioane. Nu le vor primi și nu vor primi nimic. Și Fondul Monetar Internațional nu va semna cu Republica Moldova nimic absolut. Pentru că pe lângă miliardul furat, mai sunt reformele fundamentale care trebuie să fie îndeplinite și făcute. Aceste reforme duc în ultimă instanță la deferirea justiției celor care se regăsesc astăzi în funcție și care sunt criminali în raport cu poporul Republicii Moldova. Eu vreau să completez aici de... Noi câteodată cam prea supraestimăm partenerii noștri străini. Într-adevăr, pe de o parte au știut și au închis ochii. Da. Domnul Barroso și echipa lui și-a pus aici semnătura Galăcica că el, fiind acolo la conducere în Uniunea Europeană, a făcut o țară de succes, deci a justificat prezența lui acolo, naționic, și iată ce s-a primit un pșic
Deci ei... Sfârăiacul lui Ion Grehă. Da, da, el a venit zilele astea, cred că nici nu a venit a crede ce s-a primit. A vrut să facă una și ce s-a primit, da? Deci asta este un eșec al Uniunii Europene precise. Doi, iată banii ăștia, o mare parte, chipurile, o mare parte, nu toți, au fost aruncați în firmele offshore. De ce partenerii străini, când vor americanii, se deschid și băncile din Elveția? Da. Oricare bancă se deschide. Ce partenerii străini, când ne-au arătat în ce firme, pe ce adrese, Irlanda de Nord și așa mai departe, au fost niște investigații. Edinburgh. De ce nu dau o mână de ajutor ca să întoarcă banii furați de la bietul popor moldovenesc? Dacă e așa, europenii stimează așa tare poporul nostru, că ei știu. Problema este că și unii de acolo sunt implicați, că și aceia le plac banii. Mulți experți europeni lucrează la noi cu niște salarii destul de solide, câte 10-12 mii de euro pe lună. Și aici încă au de lucru și au de lucru, ca toate organizațiile obștești, unele care sunt finanțate de peste hotare. Cu cât mai rău, cu atât mai mult de lucru au. Deci, multe organizații specializate, inclusiv în spălarea banilor, pentru dânși nu este problemă și tot, chiar și domnul Chetraru. Nu știm unde s-au dus banii. În principiu, toată istoria e cât de cât e clară. Iată de ce domnul Șor nu o să fugă. Dacă vroia să fugă, de mult fugea. Însă, are niște probleme în Federația Rusă, se spunea, dar ar fi un mare avantaj estor care rămân aici, să arăte cu degetul, filate acolo și ușor a fugit, iată oameni buni care-s vinovații, dar noi am încercat să facem cât de cât, dar am fugit, ce să facem, mai căutăm? Deci, îndată, s-ar schimba optica asupra unora și ar face vinovat. Dar domnul Șor zice, nu băieți, am și eu un păcat, dar mai sunt alții aici? Cu mai mari păcate. Cu mai mari păcate. De ce nu vorbești ușor, dacă sunt multe persoane implicate, iar în tot acest proces, o spun și partenerii de dezvoltare, au spus și oficialii europeni, este greu de crezut ca să fie o singură persoană sau două persoane implicate în aceste jaf de miliarde. Nu vorbește nici Vladimir Filat, nu avem niciun proces public ca să vedem ce spune, ce declară, nici de la Șor nu prea cunoaștem foarte multe, nici procurorul nu ne spune foarte multe în ce fel de dosar este ăsta al doilea, nici alte detalii pe care să le cunoaștem. Cineva face legătură cu dosarul miliardului când e vorba despre Vladimir Filat, în acest dosar în care, al doilea, despre care vorbește procurorul Bețișor, în dosarul care a fost reținut ieri, nu se vorbește despre dosarul miliardului lui Filat. Sunt foarte multe variabile sau necunoscute. O inecuație cu foarte multe necunoscute. Totul este cunoscut. Domnul Mișel, în ce constă o declarație publică? Această declarație publică, o dezvăluire, constă că societatea va lua o poziție oarecare față de unele persoane. Iată că la noi societatea parcă ar fi un cadavru. Nu mai reacționează la... eram oficiu poștal, era jurnal, gazet de gardă. Ziarul de gardă. Ziarul de gardă. Și erau vreo 4-5 tomeri și am început să le citesc. Păi acolo procurorul are pe fiecare pagină numai să o deschidă, are dosar. Pe 100 de ani înainte. Nu pe 100, nu, dar 10 ani pentru acele dezvăluiri. Da. Nu mai zic de Rise Moldova și așa mai departe. Deci aveți câte o tonă pe zi dezvăluiri. Da. Și iată că societatea nu este capabilă să reacționeze, fiindcă nu are pârghiile. Organele de drept nu își îndeplinesc funcțiile sale. Fiindcă, De ce? Dar de ce? Explicați, de ce? Noi de mult am explicat-o aici. Da, nu, că se știe lume de ceasa, că noi cunoaștem și aceste lucruri. Și lumea o știe și să zic, dar ce să faci? Ele nu aparțin poporului, organele de drept. Pentru că, instituțiile... Domnule, până la urmă, asta înseamnă că, până la urmă, oricine care merge pe această cale și are parte de un proces inechitabil, merge la CEDO și dă în judecată... Și va primi. Câți judecători au fost diferiți justiției care cu bună știință au încălcat aceste proceduri? Fiindcă primul lucru este procedura, deci dreptul la un proces echitabil. Mai departe, probele, CEDO nu se implică cum a fost judecat, el nu se pronunță,
A fost respectarea dreptului fundamental. Exact, exact. La asta se referă. Dar uitați-vă, că aici chiar trebuie să spunem lucrurilor pe nume, să spunem, le-am spus de atâtea ori ce aici s-a întâmplat. Furtul acestui miliard, eu nu vorbesc de toate celelalte componente care au fost construite special pentru a se ajunge la furtul acestui miliard. Și nu numai acest miliard, au fost construit pentru a fura tot ce este posibil din bugetul de stat și din proprietatea statului. Cum a ajuns aeroportul concesionat într-un hal fără de hal? Ce, n-au știut instituțiile de stat? De ce primul ministru n-a pus piciorul în prag? Reprezentantul statului la bănci? Acum și ajung și aici, deci vreau să trec în revistă chiar într-adevăr de toate aceste scheme. Dar mai întâi au fost pregătite instituțiile, acaparate instituțiile de stat de supraveghere, pentru că prin organele sale elective poporul a încredințat, a mandatat Parlamentul, Guvernul, Parlamentul, instituțiile de drept și de control, ca să supravegheze în numele poporului toată forma de organizare și de administrare, gestiona patrimoniul, în primul rând, dacă vorbim patrimoniul public, a administra banii publici, bugetul Republicii Moldova. Eu vă spun, eu de acum nu mai știu cum să mai vorbesc, noi nu mai știm cum să mai vorbim, când în Republica Moldova, bugetul Republicii Moldova este adoptat printr-o hotărâre de guvern. Domnilor, votul acordat pentru bugetul pe un an de zile este vot de încredere acordat guvernului. Deci cum tu, guvernul, îți aprobi bugetul prin hotărâre de guvern, acest gaburici? Acum uitați-vă, au pus mâna pe toate instituțiile statului care trebuia să reacționeze, să controleze, să gestioneze și să dea peste mână tâlharelor. Banca Națională, Drăguțan, n-a întreprins nimic absolut. Procuratura Generală, Gurin, n-a întreprins absolut nimic. CNA-ul, Chetraru, n-a întreprins absolut nimic. S-au circulat scrisori. Da. SIS-ul, am trimis 14 scrisori președintelui. Președintele, n-a întreprins nimic. Primul ministru, Leancă, Filat, reprezentanții, dacă vorbim de Banca de Economie doar, Bodiu, reprezentanți de Ministerul Finanțelor, care este o instituție de supraveghere, statul avea 56%. Și nu numai acolo unde este Banca Națională trebuie să supravegheze și procuratorul, nu numai acolo unde există cota parte a statului, dar și în toate celelalte bănci. Pentru că doar așa poate să ne protejeze pe noi, persoanele fizice și juridice, ca o bancă să nu dea faliment prin furtul banilor de acolo. Pentru că banii din bănci nu aparțin banchierilor și nu aparțin proprietarilor. Dar noi, cetățenii Republicii Moldova, suntem impuși ca să folosim sistemul bancar din Republica Moldova. Pe noi ne impune să mergem la aceste bănci, să depunem banii, să nu-i ținem nici în portmoneu. Și nu avem niciun organ de supraveghere din partea statului care ar spune de ce s-a întâmplat, de exemplu, cu Invest Privet Bank, Invest sau cu celelalte 10 bănci care au fost falimentate tot din aceleași motive, ca și Banca de Economii, ca și Banca Socială și ca și Unibank. Iată, toți au știut, fiindcă acesta este un conglomerat și toți cei pe care i-am pomenit aici, și Filat, și Placotniuc, și Leancă, și toți ceilalți care au reprezentat statul, dacă vorbim de Banca de Economii, la furtul miliardului au pus umărul și toți cei care au votat în guvernele respective acordarea împrumutului, la fel trebuie să fie deferiți justiției. Dă-mi un minut. Uitați-vă o declarație interesantă a domnului Șor. Când el a devenit președintele Consiliului la bancă, zicea, dar acolo erau multe găuri până la mine. Da. Ați pomenit de Invest Privat Bank. Da. S-au luat niște datorii, nu știu de ce le-au luat, în loc să fie puși la dubală cei care au falimentat banca. Da. Au mai fost niște inși, inclusiv și persoane juridice de stat, întreprinderi, care au luat credite importante și nu erau rambursate. Adică cu ce ocazie să... Fiindcă este o altă chestie de finanțare a organelor de stat. Și aici mai este încă o chestie că în afară de furtul miliardului, mai sunt încă multe chestii paralel de a dezvălui până la venirea lui Șor la bancă, care afectează pe mulți politicieni de la noi din țară, din diferite partide. Și perioada încă din 95-96 trebuie examinată și scoasă la apă limpede. Și iată că aici
mulți nu sunt cointeresați. Nu numai guvernarea de astăzi. Acolo și-au mai băgat mâna încă mulți și s-au făcut gospodari din contul banilor publici. Iată de ce se încearcă de a mimiza această investigație cu băncile, fiindcă sunt mulți cu pufușor pe botișor. Da. Și chiar și reținerea domnului Șor ieri, nu știu cât, va fi o investigație și o cauză penală sau mai multe, foarte dificilă, fiindcă foarte mulți nu sunt cointeresați ca să se limpizească situația și să cunoască cetățenii starea de lucruri. Avem timp limitat deja până la finalul acestei emisiuni să facem și o rundă de concluzii. Până la urmă, această reținere, a doilea, episodul 2 în cazul reținerii lui Elian Șor, se va solda cu ceva consistent pentru viitor, după care ar urma să vină în fața CNA-ului și în fața judecății, până la urmă, și alți actori, inclusiv politici, sau va fi doar o mimare de dragul câtorva bănuți de la femei? Eu aș vrea să fac o concluzie, de fapt, nu pe acest caz, pentru că acest caz este doar o componentă mică, deci în toată această crimă care se produce împotriva poporului Republicii Moldova. Și concluzia mea nu se va schimba, pentru că nu poate să schimbe peste noapte, pentru că lucrurile în Republica Moldova nu s-au schimbat, pentru că noi în Republica Moldova nu am scăpat de această clasă politică oligarhizată, noi nu am scăpat, ei toți sunt un întreg, indiferent că sunt de stânga sau de dreapta, indiferent că sunt la guvernare, că sunt în majoritatea parlamentară sau sunt deci în minoritatea parlamentară, indiferent că sunt la putere, sunt în opoziție, ei toți sunt vinovați de ceea ce se întâmplă aici în Republica Moldova. Și iată, în aceste condiții, Republica Moldova merge spre un faliment total. Absolut. Deci noi aici, ceea ce am făcut și zilele acestea a fost dat publicității un studiu, noi aici vom ajunge, Republica Moldova va ajunge când? Instituțiile statului, în bugetul statului, nu vor mai fi bani. Vom ajunge, deci, când oamenii vor muri de foame. De fapt, moldovenii, ceea ce a spus domnul Mitrigan, în per total, deci sunt un cadavru, ei între a lupta și a pleca psihotare, pleacă psihotare, indiferent când ies sau unde. Avem un miliard de lipsă. Îl avem pe Filat care stă la penitenciar și îl avem pe Șor de care CNA mai trage de mâinică uneori, așa de fața lumii. Dar până la urmă, banii, cei care, ei sunt implicați, cei doi sunt implicați oricum. Acesta este un spectacol. Acesta este un spectacol și noi trebuie să ne dăm seama de acest spectacol. Ei sunt actori, au fost actori în acest în spectacolul general. Ei sunt doar doi actori. Dar aici, în acest spectacol, avem foarte mulți actori. Mergeți la un spectacol de anvergură și o să vedeți. Aici sunt foarte mulți actori. Și aici există și regizori și scenariști. Iată, toți ăștia trebuie aduși și desferiți justiție. Avem o rază de lumină. Dacă o să avem norocul, fiindcă nu presuntem norocoși în ultimul timp, dacă o să avem norocul să alegem un președinte demn cu verticalitate, ar putea să pulseze acest proces, indiferent că va fi reținut mâine pe mâine prin pârghiile pe care ale Consiliul Suprem de Securitate. Ar putea în fiecare săptămână, domnul procuror general, ce-i cu dosarul? Dacă o să avem norocul să alegem un președinte, ar putea impulsiona și până la urmă chiar să anulăm această datorie față de Banca Națională și se întoarcă ăștia vinovați toți banii. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult pentru discuții, doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi la ora expertizei. Ne revedem mâine la ora 12. Toate bune!